Dacă vrei să fiți mari, atunci slujiți celui mai mic. Dacă vrei să fiți primul, atunci fiți ultimul. Adică este un schimb. Dumneavoastră schimbați. Vreți să fiți mare în ochii lui Dumnezeu? Atunci slujiți Celui mai mic. Amin. Vreți să fiți primul? Atunci duceți-vă să fiți ultimul din coadă. Atunci exercitarea credinței este un schimb. Dacă nu există acest schimb, nu există credință. Și fără credință, nu sunt rezultate. Este un schimb de favoruri. Amin. Împărăția cerurilor nu se obține prin fapte bune. Împărăția cerurilor se obține prin acest schimb. Vă sacrificați viața ca să salvați? Ce? Sufletul. E corect? E corect sau greșit? Asta învață Iisus. El a spus așa. El a spus așa. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Adică nu luați în stăpânire împărăția cerurilor dacă vă trăiți viața. Sau mai bine spus, dacă acționați în mod obișnuit. Nu. Trebuie să luptați ca să luați în stăpânire mântuirea veșnică. Împărăția cerurilor nu este obținută cu ușurință, ci cu navală. Și doar cei ce dau navală pun mâna pe ea. Adică, credința este o navală. Dumneavoastră faceți un schimb fizic pentru ceva spiritual? Amin. Asta dovedește că dumneavoastră credeți. Dacă nu acționați așa, cum veți crede în Acel pe care îl invocați? Pentru că dumneavoastră îl vedeți pe Dumnezeu. O, Dumnezeu, unde ești? Unde stai? Eu nu-l văd pe Dumnezeu. Dumneavoastră îl vedeți? Noi nu-l vedem, dar când noi spunem, o Dumnezeu atotputernic în numele lui Sus, noi ne manifestăm credința în cineva pe care nu-l vedem. Vrea să spună, când vă folosiți credința, faceți un schimb, schimbul eului dumneavoastră cu sacrificiul dumneavoastră. Cu sacrificiul cărnii dumneavoastră, voinței dumneavoastră, renunțați să trăiți o viață ușoară, renunțați să mai furați, să mai mințiți, renunțați să mai înșelați, să faceți ce este greșit, pentru că vreți mântuirea dumneavoastră. Mântuirea cui? A Sufletului dumneavoastră. Dar dumneavoastră vedeți Sufletul dumneavoastră? Nu.